Astăzi o ediție de colecție și sunt un pic invidios și gelos, pentru că Valentina nu a vrut să-mi facă mie o ediție de colecție. S-a gândit la un alt coleg care, mă rog, vino încoace. Aplauze Valentina pentru Valentina. Valentina Herța, prietena emisiunii și o colegă adevărată a ta, nu? Da, draga Iar mea, noi... dar trebuie să-mi faci mie ediție de colecție. Păi da, zilele trecute a fost ziua lui Gelu Voicu. Gelu Voicu? Da. Cine e, dragă, Gelu Voicu? Prietenul tău, al meu și al tuturor. Un tânăr talentat din generația mea, generația noastră de tineri, Servus Gelu, sănătate. Să știi că, înviat tuturor să știi că nu știu ce ai făcut cu Valentina, vine ea cu propunerile, vrea să-ți facă emisiuni, eu nu înțeleg. Eu vă mulțumesc din toată inima, este adevărat că ne tot petrecem și până la urma urmei viața este cel mai important prilej de petrecere, să o petrecem cu toții și pentru faptul că ne aflăm așa la câteva zile de după Sfântul Gheorghe și suntem tot în aura asta așa de Hristos a înviat, la mulți ani tuturor! Auzi, vezi câtă eleganță, câtă eleganță în vorbire. Mă, tu ești un frumos, da, și gealul e un frumos. Păi asta e situația, ce te faci cu doi frumoși pe capul tău? N-ai decât să ai unul de a dreapta, nu ai decât să ai unul de a dreapta și unul de a stânga. Gelu este pentru prima dată când vine la noi în emisiune, n-a mai fost niciodată, a refuzat de fiecare dată, elegant. Nu este adevărat, a venit la mare. Am fost la mare. Nu, aici când facem la ce? Aici n-am fost. Nu. Gelu, astăzi o să vă încânte cu un repertoriu bogat și cu invitați speciali și cu oameni care au venit pentru el și pentru noi. Îi mulțumesc că a acceptat invitația. Dar să știți un lucru, nu eu sunt motivul de sărbătorire, exact cum am spus mai devreme, ci această emisiune este un prilej de sărbătoare pentru cei care ne privesc. Sărbătoarea este a dumneavoastră, stimați telespectatori, și toți artiștii care vin sunt la fel și unii chiar mai importanți pentru sărbătoarea dumneavoastră de acasă. De obicei prezint eu artiști invitați, de data asta aș vrea să o facă Gelu Voicu. Nu. Pentru nu, că, te rog frumos. Să spune el, te rog eu. Pentru că, știi de ce? Pentru că ai fost și moderator, ai avut emisiuni, vei avea în continuare emisiuni. Vreau să te descurci un pic așa pentru câteva momente, să văd cum îți prezinți oamenii dragi sufletului tău. Eu sunt foarte ascultătoare, așa că mă retrag. Uitați ce îmi fac. Ia, și tu, Valentina, aplauze, aplauze. Stimați telespectatori, vine de undeva de dincolo de Carpați, dar mai departe, către granița țării, cam diametral opus de unde suntem noi. Ne aduce cântec românesc, aduce de fiecare dată voie bună românească și mai ales de acolo ghenienima Bihorului. Nimeni altul decât Cornel Borza! Bine ai venit la emisiunea lui Paul. Sănătate. Și pentru că tot era vorba despre doi frumoși, o veni și al treilea. Cum uită. Și să sărută pe supălărie, adică domnul Borza. Și eu zic așa, dacă tot o pasați de la unul la celălalt, eu zic ca fratele meu, el este fratele meu din Bihor și o spun cu tot dragul, pe noi ne leagă foarte multe colaborări frumoase și o prietenie deosebită, care mai departe este păstorită de o doamnă care noi îi spunem Mamuca și mulțumim că ne-a adunat în prietenie și iată, tot în prietenie suntem și aici la voi în această seară prezenți. Vezi că sună cei de la NATO, dar spune că se mă ocupați în această seară. Nu mă sună directorul, mi-a spus că trebuie să prezinte domnul Borza următorul așa, invitat. Așa, deci, da. Acum mergem mai departe, mergi tu cu Gorju, hai, ia să vedem. O altă mare interpretă a folclorului românesc, o prietenă de-a noastră. Ai umbră pe față, numai puțin. Așa. Caută lumina, te rog frumos. Nu, dar lasă să se vadă că oamenii ăștia frumoși ca și mine, care au ceva de ascuns, să uită așa pe suclop. Bravo. O altă voce de excepție, o prietenă de-a noastră și de-a dumneavoastră. O emotivă. O emotivă, o distinsă, o gorjancă de frunte și una dintre vocile pe care folclorul românesc și mai ales folclorul din Oltenia și din Gorj le au și le au cu o sticlețe minunată a vocii ei. Ca ea nu cântă nimeni și îmi permis să spun toată treaba asta și subliniez, este artista după care noi toți acordăm instrumentele. Victorița Lăcătușu! Victorița Lăcătușu! Bine ai venit, Victorița dragă! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte tare că sunt astăzi alături de dumneavoastră pentru prima dată aici, în emisiunea dumneavoastră. A, tu n-ai mai fost în emisiunea mea? Nu. Decât la Constanța. Toți ați fost la Constanța! Da. Victorița, dar de ce acordează instrumentele după vocea ta, că n-am înțeles? Nu știu. Cântă prea perfect! Oh, ce frumos! Cântă prea perfect! Prea mult, Gelu, prea mult! Nu e prea mult, e prea corect!
Oricum, mulțumesc pentru... Știi ce, se întâmplă la dacă la bărbat se mai permite o voce un pic mai gâjită, da. Pentru că are un șarm bărbatul care cântă și un pic mai răgușit. La o femeie așa de minunat când îți cântă cu o voce așa cum cântă Victorița Lăcătușu, că nu-ți vine decât să spui așa, acordăm instrumentele după Victorița Lăcătușu. Foarte frumos, mulțumim! Mulțumesc. Și acum, Gelu, te rog, ultima ta invitată. Dar nu este invitata mea, este invitata voastră. La voastră, dar ai un proiect cu ea. Eu așa vreau să spun, eu vreau să spun că... este un om după care mă topesc din toate punctele de vedere. Este un artist după care ne topim cu toții. Este un artist care poate aborda foarte multe genuri muzicale, genuri frumoase muzicale și le abordează cu excelență impecabilă, așa cum o face și inclusiv cu apariția domniei sale, Marina Florea! Marina Florea! Nu! Marina, noi ne-am topit, tată. Da. Topește-te, te rog. Știi, tu capă vremuri. Da, capă vremuri. Tu capă pe spate. Da, topește-te. Da. Marina Florea, într-o formă de zile mari, superbă, o rochie superbă de primăvară. Ești minunată. Marina. Bună seara. Bună seara. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Să fiți luminoși, fericiți, bucuroși și iubitori de tot ce este frumos. Și la tine în emisiune, sau la voi în emisiune, așa, se întâmplă numai lucruri frumoase și am venit cu mare drag și cu mare bucurie și sunt fericită de această garnitură minunată. Cred că o să iasă o emisiune, cum știi tu. Vreau să facem, da? Să cântăm, cânte surprize, joc și voie bună. Da, bineînțeles, bineînțeles. Marina, te rog frumos să-mi spui cum l-ai cunoscut pe Gelu. Și frumos și talentat. Da. Băiat bun, foarte serios, da. Sufletist. Ne-am întâlnit pe un platou de filmare. Întreabă-mă pe mine ce emoție am avut și ce emoție încă am și voi avea toată viața pentru această onoare de a urca pentru câteva momente, chiar și pentru câteva momente, cum îi spunem noi, pe aceeași scândură, cu Marina Florea. Noi, știi ce se întâmplă? Trăim vremuri poate drepte, poate nedrepte. Dacă e bine la dens, să-i spui că sunt ocupat, că sunt în emisiune. Trăim vremuri, zic eu, poate drepte, poate nedrepte, dar dumnealor sunt niște artiști care și-au croit această aură cu niște ani grozavi de muncă, închinați acestui altar sfânt care și se numește scena. Exact. Și Paul știe ce vorbesc și tu știi ce vorbesc. Exact. Și eu mă înclin cu tot sufletul și mă închin cu tot sufletul în fața personalității dumnealor și pentru mine sunt niște artiști care, indiferent câți artiști vor apărea așa pe bandă sau nu pe bandă, dumnealor trebuie să respectați că sunt adevărate repere și o spun cu toată puterea sufletului și toată ființa mea. Da. Și de unde și până unde o colaborare cu Gelu? Cum a venit acest? Am fost invitată la o emisiune și am fost întrebată cu cine ai vrea să cânți o melodie populară în duet. Și primul meu gând a fost Gelu Voicu. De ce? De ce? Pentru că, știi cum, orice artist este cu har de la Dumnezeu, dar unii au ceva special, cum ai și tu, cum are și Gelu. Este, nu poți să explici ce. Da, dar cu mine n-ai vrut să cânți. Doamne Dumnezeul meu! De 20 de ani mă rog de el și el doar o dată mi-a spus. Acum e momentul să-l facem să promită. Nu mi-a promis și se va ține de cuvânt. Eu îmi promit, îți dai seama, dar n-am vrut să fii tu primul, domnul Voicu. Păi nici eu n-am vrut, dar să știi că atunci când am fost sunat de redactorul acelei emisiuni, eram angajat într-o altă promisiune și a fost sincer pentru puținele dăți în care am sunat în partea alaltă și am făcut rugăciuni până m-am făcut, cum se spune, m-am făcut preș în fața ideii pentru că trebuia să ajung și să... Pentru mine a fost abia, o onoare. Abia da. Acum îmi spui, nici nu știu. Păi da, dacă nu scornea, Paul nu spunea. Aflați noutăți. Scornește, da, e bine. Scornește. Da. Hai să vă spun. Deci, Paul, promiți în această emisiune? Promit, dragă, că facem două piese. Bine. Eu vreau să fac cu tine două piese. Dar vreau să văd cum ai cântat cu Gelu prima dată. Deci, stai să spun o chestie. Gelu, de ce te-am chemat noi pe tine în emisiune? Pentru că vezi și tu ce se întâmplă în materie de muzică în România. Noi vrem aici să aducem artiști talentați și în special pe lângă marile voci, care și-au locul emisia asta, noi, din generația noastră, că avem ce să arătăm. Și fii atent, în rubrica
au fost și vor mai fi. Sunt două rubrici în emisiunea mea. Au fost și vor mai fi. Unde vorbim despre mari nume. Asta am vrut să-ți spun. Pe lângă marile valori care au fost, au loc și tinerii talentați. Cum, mă, să nu ne lăudăm între noi. Fii cum suntem noi așa, tinerii talentați așa. Deci, frumoși, talentoși, da, și modești. Dar da, uite, tu atent, ai avut, Paul, de învățat de la acea personalitate. Hai să spun un lucru. Culmea, și nu știu dacă e întâmplător, dar pur și simplu, atunci când m-am întâlnit cu acești români neoși de acolo, din Câmpia Olteniei, ne-am adus aminte că au trecut vreo 12 ani de la o filmare de la Muzeul Satului, unde eu atunci însoțeam, poate chiar dintre filmările acelea sunt câteva, însoțeam grupul, făceam parte din grupul Telormanu, condus odinioară, cu excelență, spun eu tot timpul, de regretatul Liviu Vasilică, și atunci ne-am întâlnit la niște filmări extraordinare și a fost un schimb minunat așa între grupuri folclorice. Vezi tu, altă dată, așa se cânta, se cânta în cete, se cânta pe uliță, se cânta la așezători. Începea unul cântarea și după aia se adunau toți, fiecare își punea vocea acolo și ieșea acea suflare românească pe care Liviu Vasilică a valorificat-o, zic eu, cel mai bine, punând-o în scenă ca nimeni altcineva. Ei sunt școala mea, ei sunt universitatea mea și tot ei vor rămâne și universitatea pe care o să o dau lui fiul meu, la nepoții mei și așa mai departe. Apropo, copilul tău cântă, că eu nu știu. Cântă. Da? Are voce așa? Cântă. Îl moștenește pe taică-su. Cântă frumos și știi ce se întâmplă? Cel mai mare dar al lui vis-a-vis de muzica populară este că îi place. Să știi că sunt foarte mulți artiști care cântă foarte bine, dar cărora lipsește patima. Nu e pasiune, da. Patima. Acel ceva. Da. Focul. Te felicit. Tu oprește-mă, punem punct, pentru că eu pun foarte greu punct. Și echipa cu care lucrez tu aici și cu care eu am avut onoarea. Nu aplaud, asta să termin. Onoarea și bucuria să lucrez și să colaborez an mulți când prezentam emisiunea la Favorit și când am lucrat și la emisiunea Sărut Dumneavoastră Mama, pe fiecare îl salut, dumneavoastră nu-i vedeți, sunt foarte mulți în spate. De altfel, primul moderator al emisiunii Sărut Mâna Mamă, dacă nu mă înșel, ai fost tu, nu? Nu, n-am fost eu, a fost Carina Noghi și după aia am fost eu. Și după tine am venit eu. Da. După mine te voi ruga să accepti provocarea. Care ideea? Am filmat, dacă nu mă înșel, 15 emisiuni Sărut Mâna Mamă, care se difuzează și astăzi pe Național 24+. Și stai să spun, eram atât de tânăr, aveam șuvițe blonde, fii atent, Marina. Și mă duc în piață la țăranii care vând roșii, castraveți, murături, nu știu ce, cartofi. Și emisiunea asta se dă dimineața pe la ora 4-5, când ei se trezesc și vin în piață să-și vândă marfa. Și mă întreabă doamnele, vai, domnul Fuego, v-am văzut la Sărut Mâna Mamă, ele cred că acum ai emisiunea. Da, stai să vezi, mai grav la mine, că în momentul de față, în reluare, se dau așa în tandem, când una, când alta. Da. Și mi s-a întâmplat pe la spectacole să vină oameni la mine să zică, aha, tot paranjamente îi duceți acolo. Am scris de 3 ori, am scris și acum 2 luni, și acum 1 lună, și nu ne mai răspundeți. Aha, deci în continuare tot pe aranjamente, pentru că ei cred că emisiunea acum este în... Da, emisiunea are câțiva ani de când nu se mai face. 7-8 ani de când nu mai fac eu. Da, și emisiunea, dacă nu mă înșel, era producător Dora Grosaru, nu? Da, cât am fost eu producător, n-a fost Dora Grosaru, am lucrat cu Larisa Banu, am lucrat cu Roxana Grigorescu, am lucrat cu și cu Alina Nicolae și mai mulți. Alina, pe care n-am văzut-o de atâția ani. Vreau să vă spun că sunt foarte multe amintiri frumoase legate de Centrul Național Media și de aceste 3 posturi de televiziune pe care noastră le urmăriți. Vreau să cântăm astăzi până una alta. Ce vreți să facem? Gelu, pe cine vrei tu? Cine vrei tu? Deci nu, știi ce se întâmplă? Nu încerca să întorci așa săgeata către mine. Nu, uitați-vă la Paul, păi pe nu, cine zice el? Cine dorești? Dorești să pe cine? Pe cine? Pe Marina? Marina Flora. Ce ne cânți, Marino? Dragilor, uite, ca în semn că te iubesc, am venit cu o piesă nouă la tine. Ce frumos! Și pentru telespectatori, da. O premieră. O premieră muzicală și o premieră de colaborare, Adrian Ordean. Ce frumos! Alerg spre tine. O chestie, tu ești o voce unică. Ce cânți muzică lentă ai demonstrat, de la Stele Perechi până la piesele tale superbe de linie, acel buchet de crizanteme acolo pentru George cel mai Chereste. Bine, da, știi? Piesele de linie. Stă cântând în... Da, l-am sunat pe Adi Ordean pentru cu tot o altă problemă. Măi, și în secunda în care mi-a spus, da, ce faci, Marina, mi-a ieșit porumbelul și mi-a spus, măi,
ne știm de atâția ani. O piesă n-am și eu în repertoriul meu, da, de la tine. Da. Haide! Extraordinar a fost de... El face și orchestrație deschis și tot. Foarte, bravo, foarte. Extraordinar. Felicitări, Adrian. Și un om deosebit, un om... Și nici n-a trebuit să-i spun ce piesă vreau. Știu ce-ți trebuie. Asta cel mai... Da. Mulțumim frumos! Domnul Borza! Domnul Borza, ce ne cântați? Cam ce aș putea? Tepe-lepe până-ur zici. Dar te rog frumos să spui povestea acestui cântec. Păi da, m-am dus la Mariana Hoțopan. Cine nu știe pe Mariana Hoțopan înseamnă că n-a trecut prin Bihor. O fată foarte specială, e prietena noastră a artiștilor. Și când am ajuns acolo, eu știu că ea e patriotă, că e nebunită, că ea Bihor în sus, Bihor în jos. Și când ajungem în turnee prin țară și ajungem la Oradea, ne ducem la Mariana. Mâncând la Mariana cele mai tari sarmale bihorene, făcute acolo la ea în casă, îi spun, te rog frumos să-mi spui o piesă reprezentativă de la voi din Bihorio, ca și când n-aș ști nimic. Vreau o piesă reprezentativă, ca atât e lauz cu Bihorul tău. Și zice, cum mă? Păi tu n-ai auzit, e tepe-lepe până-ur zici. Ce e asta tu, tepe-lepe până-ur zici? Păi cântă Borza, tepe-lepe până-ur zici. Ăsta-i Bihorul nostru. Și astăzi avem ocazia să-l ascultăm. Maestre, ce spui de Bihor? Ce să spun de Bihor? Uite cum au dansat, minunat. Teleormanu, regatul, au dansat, Șardealul, au dansat superb Bihor. Tu știi legătura între Teleorman și tepe-lepe? Nu. Același T. Asta a fost bună. Asta s-a mai auzit un banc cu un ardelean care mere în gara de nord la București și zice, doamnă, zânșinie, la ce linie, de la ce linie pornește trenul spre Cluj? Și vânzătoarea de bilete zice, ne pare rău, trenul chiar a plecat acum câteva minute. La care ardelean, dar nu mă nebuni, dar unde a plecat? La Cluj. Asta e ca ala cu doi ardeleni, Ion cu Gheorghe. Trebuie să știți că ăsta este celebru. Și stăteau așa de vorbă la trecerea de pieton. Și mă, Gheo, mă, Ioi, tu-i crede că eu îi trece șosaua în 5 minute? Și la altul zice, n-aduche, tu n-ai și fulger. Corect. Dar domnul Borza, la dumneata cu la Bihor nu sunt bancuri cu bihorenii. Cu bihoreni nu prea sunt. Nu? Că eu chiar n-am auzit bancuri cu bihoreni. Nu, știi cum? Ei bihoreni sunt cum suntem noi telormăneni. Știi că aici în sud sunt bancuri cu moldoveni, deci sunt bancuri cu moldovenii, cu olteni și cu ardelenii. Mai sunt cu moroșenii câteodată, dar cu noi telormăneni nu. Dar zic eu unul cu un telormănean. Da, te ascult. Telormănean Ion. A lucrat la CFR-ul, știi, că pe lângă București, tot, pe o rază de 100 de kilometri, toată lumea lucra la CFR-ul sau la APACA. Bun. Și se duce la forțele de muncă, ce, dom'le, am un nepot pe la țară și vreau să-l acuiez aici la București, la mine. Ia mărât, dom'le, să ajung aici la... Eu sunt pensionar, o să stea la mine, nu plătește gazdă, un loc de muncă aveți pe acolo, dom'le, eu sunt pensionar, am ieșit de la CFR. Bun. Și păi avem 5 locuri de vânzători de ziare. Ce, da, cât e salariul? 800, ouălu, nu, mult, mult, că stăi bea de la țară, vine, dă bani, să spurcă, nu, ceva mai de vreo 600, așa. Ce, păi avem 5 locuri de vânzători în piață. Piață, dă de piețărese acolo și 500, mult, tot mult. E, să strică, dă de femei, dă de bani, nu e regulă. Ce, ceva la vreo 300, 3-400, așa aveți vreun loc de muncă? Ce, da, dar pentru astea vă trebuie studii superioare. Da, bancul cu ardeleanul și cu olteanul, știi? Nu. Păi pe mine mă cheamă Costică. Dacă te cheamă, du-te. Da. Da, Rodica, tu, scuze-mă, Rodica, tu ești bună la poezie. După bancul tău eu n-am restată. Tu bagă-te pe poezie. Nu știu să zic bancurile, să știi. Știu, Rodi, dragă. Cum? Iată, trei zone folclorice. Știi diferite. Știi cum ne-am gândit, Paul? Prima dată am zis așa, eu cu Victorița Lăcătușu cântăm de la Cornel Borza, după aia Victorița Lăcătușu și Cornel de la mine, și tot așa. Și după aia am trecut prin câteva, să le spunem, șlagări ale zonelor de unde provenim fiecare, nu cu ideea de a arăta, Doamne, ce cântăm noi, ci cu dragul și respectul față de cântecul popular românesc. Fii atent, Paul. De vreo 20 cât, de Cât fură, cum spun oltenii, momentele de mai devreme, cât fuseră momentele de mai devreme, noi ne-am gândit aici să-ți facem și noi o propunere, n-am înțeles, da, păi numai așa Marina Florea să rămână, da, sigur, cu promisiuni neonorate. Așa, gelă!
momentul de la momentul de mai devreme... Ai grijă ce spui, că se imprimă pe o bandă atent, tot. La momentul de mai devreme ne-am gândit... Zi dumneata, Victorița, la cătuși. Da, Victorița. Noi ne-am gândit. Bihorenii cardelenii, gândesc. Noi ne-am gândit. Mai mult. Ne-am gândit să te luăm în grup cu noi. Vai, cu mare plăcere. Ai promis. Eu ce-ați vrea să vă cânt? Merge banda, nu? Se înregistrează. Se înregistrează acum. Se înregistrează, okay, da. Bun. Dar îmi dai dumneata pălăria, domnul Borza. Uite cum arăt eu acum. Deci dacă eu fac un duet cu Victorița sau cu Gelu sau cu domnul Borza, cu mare plăcere. Fii atent aici, da. Că tu mi-ai zis mie că eu sunt așa puțin mai... Slăbuț. Da, mai slăbuț. Da. Eu n-am văzut la noi, la Bihor, să zice, n-am văzut să zică nimeni, Doamne, Doamne, mândru-i slab. Mândru, da, gras, frumos, arătos. Păi sigur, domnule, totdeauna am zis așa. Da, stai un pic, că te-ai dus la zveltanie și la... Stai așa. Cum îi spune, ne onorez cu bucuria de a face parte din grupul ăsta. Să gândim un alt quartet. Nu mai e trio. Quartet. Pe cuvânt. Da. Bine, chiar cu mare plăcere. Uite, ce să zice că... doamna Florentina Satmarie? Crezi că e o variantă bună? Eu, Voicu, Borza și Lăcătușul. Eu cred că e sună dați okay, numărul, nu? De telefon. Cum? Știi ce o să zică? Știi ce o să zică? Știi ce o să zică? Lipsește Marina Flore. Măi, vedeți, eu am stat aici cu mințică, zic doar. Doar te vom uita. Dar da, m-am gândit așa, cu Marina Florea, să fac un cântec de dragoste, doar eu, Marina și o chitară. Mm-hmm. Domnule, superb, ai cântat așa, simplu, fără o orchestrație foarte nu, elevată. Nu. Bine, și faptele? Da, într-adevăr, ceva... Imediat faptele. Stai, faptele. Domnul Borza, că viu eu la Bihor. Așa... Maestre, am înțeles cântec și faptele. Imediat o să vină și faptele. Până un alta, vreți să ne mai cânti ceva? Bineînțeles, vrem. Imusai. Ce ne cânti, domnul Borza? Păi nu știu. Sus, jos. Sus, jos? E un cântec sus, jos? E doar un mesaj. E un mesaj sus, jos? E un cântec. Bine. Cornel Borza! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe. Vă dorim sănătate, să fiți bucuroși. Gelu astăzi desface o șampanie pentru voi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în emisia asta. Vă dorim o seară frumoasă în continuare! Și altă dată o să o facem și mai la...